Promovarea potențialului economic, atragerea investițiilor, susținerea antreprenoriatului și dezvoltarea infrastructurii în Republica Moldova sunt principalele subiecte abordate în cadrul unui forum de afaceri organizat de Agenție de Dezvoltare Nord la Bălți. Evenimentul a adunat zeci de antreprenori, investitori și parteneri strategici. În cei 10 ani de activitate, ADR Nord a acordat asistență în cadrul a numeroase proiecte de dezvoltare în raioanele din nordul Moldovei. Primul proiect pe care l-am avut a fost un proiect de peste 1 milion de euro cu care am asfaltat drumul central a Iedinetu. Odată cu deschiderea parcului industrial am implementat un proiect privind infrastructura parcului industrial. Acum avem în lucru un alt proiect care este la agenție și la fel pentru parcul industrial. Este vorba de o stație electrică mai puternică, pentru că deja sunt foarte mulți agenți economici mari. Tot prin intermediul ADR Nord, mai mulți tineri din regiune au avut posibilitatea să-și deschidă propria afacere. Noi am finanțat 4 tineri din regiunea de Nord care au idei de afaceri inovative. Acești tineri își doresc să învețe, de exemplu, toată lumea să deseneze prin intermediul unei platforme online. Avem o altă tânără care își dorește să ajute persoanele cu deficiențe de văz ca să integreze în societate și să le ofere un loc de muncă. Organizatorii spun că își doresc să atragă mai multe investiții în Republica Moldova și să creeze condiții optime pentru dezvoltarea antreprenoriatului. Ne dorim foarte mult să creăm parteneriate între antreprenorii locali și investitorii regionali. Totodată dorim să creăm și parteneriate între autoritățile publice locale din Republica Moldova, mai cu seamă din regiunea dezvoltare Nord și cele de peste hotare. Avem foarte mult oaspeți, avem oaspeți din Ucraina, Letonia, România. Partenerii din Iași afirmă că își doresc să colaboreze cu antreprenorii din Republica Moldova în domeniul tehnologiilor informaționale. Ne dorim însă și o colaborare pe zona de IT și de outsourcing, pentru că Iașul în ultimii 10 ani excelează în acest domeniu, foarte multe companii cresc în oraș și atunci ai nevoie de orașe satelit în care ei să-și deschidă birouri secundare, în care să dezvolte diverse competențe lingvistice, inclusiv limba rusă. Pentru anul 2019, din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională, au fost alocați peste 76 de milioane de lei pentru implementarea a 10 proiecte. Forumul de afaceri cu genericul Oportunități Investiționale în Regiunea de Dezvoltare Nord a fost organizat la Iedineț și Bălți, în contextul celei de-a 5-a ediții a Zilelor Regiunii de Dezvoltare Nord.